pic ușor. După aceasta noi am încercat, adică să întărim responsabil și probabil că asta este și una din chezășia succesului, că astăzi nu avem gunoi aici, deoarece două persoane din nemijlocită apropiere s-au angajat să aibă grijă de acest părculeț. De fapt, toți au, cei care au participat la lucrări, au grijă de starea în care se află acest loc. Cred că asta este o linie pe care noi trebuie să o promovăm și în continuare, adică prin antrenarea nemijlocită a locuitorilor, noi putem ridica și responsabilitatea, dar și asigura durabilitatea proiectului. Deci avem planul mediu, avem niște planuri mari, adică în măsura posibilităților ne-am dorit să avem un mediu cât mai curat și să ne antrenăm în cât mai multe activități de lichidare a gunoiștilor, de înverzire, de salubrizarea diferitului porțiunea râului și multe altele. La moment suntem antrenați într-un proiect finanțat de către REC Moldova, care presupune curățarea surselor de apă care alimentează râul cu Bolta, la fel și deznămolirea unor porțiuni a râului, cât și plantarea fâșiilor verzi. Dorim foarte mult, deci, să colaborăm cu mai multe organizații de mediu, ca astfel să putem contribui la ameliorarea situației însăși. Ne bucurăm în totalitate de suportul administrației publice locale, cât și a consătenilor care conștientizează pericolul care ne paște în ultimul timp. Vrem să-i mulțumim și în legătură cu, da, cu această întâlnire noastră și domnișoarei Ana, care a manifestat interes pentru comunitatea noastră, ne-a acordat ajutor și sperăm că pe viitor să mai implementăm împreună cu partenerii noștri din Olanda și alte proiecte pentru a înfrumuseța și a salubriza satul Șur. Și eu vă mulțumesc foarte mult, domn primar și doamna Alina, de lucrarea făcută. Asta este un exemplu bun, cum colaborează ONG-urile cu autorități locale, cu primărie, cu ONG-urile locale s-a înființat și asta este un semn foarte bun pentru dezvoltarea satului. S-a implicat și oameni din rând și școală și de colaborare asta a ieșit un proiect foarte frumos și durabil.